Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem o știre cu o echipă de rugby din Toulouse care a promovat și președintele Macron s-a dus la ei în vestiar de bucurie că au promovat oamenii respectivi și a băut o bere cu ei și a fost filmat când a băut berea. Nu știa că Macron e rugbyist. La cât de mic e, cred că e bun de balonul oval. Poate e doamnă. Băi, băiatule, deci a fost provocat de jucător să bea o bere cu ei în vestiar. N-ai curaj și să bea o bere cu noi. Da. Și a băut o sticlă de bere în 18 secunde. Bere mică. Din câte se vede, mă rog, pare un lager că este în sticlă albă, o bere gălbuit deschis paia așa, nu cred că cine știe ce, 18 secunde. Deci la juniori, cum ar zice Traian Băsescu. Am uite, te gândești. Deci Traian Băsescu, popule, dacă îi spuneau, hai să bem o bere, domnul președinte, mă jigniți. Îți aminte că domnul Băsescu Traian a sărbătorit alături de echipa Steaua București. Da? Nu mai știu, Luca, după... La Golden Blitz. La Golden Blitz. Și nu i-a cerut-o, și nu i-a cerut-o nimeni. Da. Deci a fost din proprie inițiativă. Și da, nu părea numai o bere acolo. Nu părea, după aia a spus că avea numai apă minerală în pahar când a dormit la semafor. Da. Cred că a fost singurul trafic care a rămas pe poziții. Da. După seara aia. Ei, avea și antrenament. E important să ai antrenamentul cuvenit. Da. Deci echipa de rugby Toulouse a câștigat titlul de campioană a Franței. Nu că a promovat. Campioana Franței. A promovat după... campioană, da. După, a promovat greșeala mea. După ce a învins scor 29-26, formația Stade Rochelet. Eu știam Stade Rochelet, dar, mă rog, Stade Rochelet. Asta a fost. După o bere. După, după ce s-a bucurat alături de Toulouse și a băut o bere. S-a bucurat și cu el. S-a dus în vestiarul celor de la Rochelet pentru a-i consola. Nu știm. Și nu s-a mai riscat la încă o bere. Dar nu știm ce-o fi băut acolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.